Bun venit la o nouă întâlnire cu noi românii. Ziua României a trecut, însă ecourile acestea se aud și astăzi, ecouri pe care le-am captat și le-am introdus în emisiunea de astăzi. Veți urmări cum a fost sărbată Ziua României atât în Toronto cât și în Windsor, dar și în Montreal, într-un reportaj de la colegul nostru de acolo, Michi Farcaș. Pentru început însă un interviu cu domnul Herman Victorov, interviu realizat tocmai în ziua de 1 decembrie despre patriotism. Vizionare plăcută. Patriotismul nu se poartă la butonieră și ce fel de ei porți sau ce fel de opinii. Asta e frumos, sunt chestiuni, dar nu e. Eu de mic copil am suferit. De la vârsta de 10 ani am îndurat 4 ani de război cu... Tot timpul eram sub amenințarea că vom pleca în Transnistria. Părinții mei și bunicul meu, când a venit băiatul lui de la muncă obligatorie, de la Nămoloasă, acolo în Mlaștine, a muncit și mai departe și a spus că a fost țânțar și că nu știu ce cu tare și că mâncarea nu era... Era tocmai în perioada când s-a întâmplat la Stalingrad. Și bunicul meu a spus, da, înțeleg, e rău, e greu, e nu știu cu tare. În primul rând, mie să nu spui că ai fost la muncă obligatorie. Ai fost la muncă de folos obștesc. Primul lucru i-a spus lui fiul. Și în al doilea rând, sunt țar, chestii, într-adevăr, mâncare puțină. Da, te-ai gândit la aia care stau acolo în tranșei, sub rafalele mitralierilor și a catiușilor și tancuri și mai departe, soldații aia români, la aia te-ai gândit că ai fost caporal în armata română. Cam în felul ăsta se vedea patriotismul la noi în casă. Iar când tata a fost ținut ca ostatic, închis într-o sinagogă, 100 de evrei, când ca să întâmple ceva cu oficialitate, cu militară sau civil și mai departe, a stat acolo. Și mama, la un moment dat, n-a mai putut ca să reziste, că era cu 6 copii. Și a luat decorațiile și scrisorile și ce a scris prin ziare pe vremea aia de tata și s-a dus la comandantul militar al orașului Bacău. În aceea zi i-a dat drumul acasă. N-am auzit în viața mea o ceartă. Credeam că aveam impresia că se omoară. Că cum de-a îndrăznit ea să ia și să ducă și dar ceilalți care au rămas acolo ce au să spună? Au să spună că sunt un musar. Musar înseamnă trădător. De acolo vin eu. Bunicul meu, din partea tatălui, a avut un atelier de ferărie undeva în marginea Botoșanilor și lucra cu amândoi băieții. Era un om foarte aspru, după cum nu l-am cunoscut. Și tata a plecat pe front, a fost trecut la artilerie, au urmat și niște cursuri, pe urmă a intrat în război. Și a luptat la Mărăști, la Mărășești, la Pivalea Uituzul, la Cireșoaia, la Viișoara, la... și mai departe. Acolo a fost rănit în picior. I-a smuls o bucată de pulpă. Da? Mă rog, a fost în regulă. În 1918-19, când cu Bela Kun, cu Republica Sovietică Ungară și mai departe, era foarte mândru de faptul că a fost, da, dar n-a apucat să intre în Budapest. L-a rănit chiar aproape, la nu știu câțiva kilometri. Mă. Iar ăștia, ăstora le-am închinat niște strofe de mânie. Da. Le-am închinat niște strofe. O șleachtă de mișei la cârma țării. Îmbogățiți prin furturi, farisei, o Doamne, de-ai putea să-mi dai putere, aș dărâma Carpații peste ei.
Iar pentru băieții eroi de acolo, din cimitir, le-a scris: e liniște sub glie, dragi eroi, voi ați murit în zbuciumul furtunii. Fiți fericiți că nu puteți vedea cum țara o devoră căpcăunii. În felul ăsta mă exprim. Nu, mă doare sufletul. Pentru mine nu există loc mai frumos decât țara mea. Iar cum să spun, când îți iubești țara, o iubești necondiționat. Necondiționat. Mi s-au făcut toate necazurile care le-am avut de-a lungul vieții ca evreu. Da. Mi s-au făcut toate lucrurile astea. Mi s-au luat drepturi. Ce să mai vorbesc? Erau să mă bagi în pușcărie. Ce să mai vorbesc? Un singur lucru nu a putut să mi-l ia. Ceea ce v-am spus acum. Să iubesc necondiționat țara.